Așa arăta casa mea înainte să o vopsesc, așa arată acum după ce am vopsit-o singur. În acest videoclip voi arăta cum am făcut asta. O parte din casa mea este învelită cu tablă, iar pe cealaltă parte este cu țiglă. O țiglă din aceea veche, cum se punea odată, cum este și pe acel grajd. Iar pe partea cu tablă a ruginit. Tabla a ruginit și vreau să o salvez, vreau să o curăț, vreau să o vopsesc cu vopsea specială 3-in-1. Așa că mă voi urca pe casă. Este o casă destul de abruptă. Am mai văzut și alte videoclipuri în care oamenii au făcut asta, dar stăteau în picioare pe casă pentru că nu era atât de abruptă. Ei, asta este destul de abruptă și va fi o mare provocare. Trebuie să mă leg bine, trebuie să stau, să fiu foarte atent. N-am mai făcut asta, dar voi încerca să o fac și să rezolv problema asta, pentru că... Voi folosi o centură, carabiniere. Sper să fie o idee bună să fac un diax cu baterie, sper să aibă destulă putere să-mi fac treaba. Vom vedea. Este o perie moale, de sârmă. Mă gândesc că e mult mai ușor să fac cu baterie, ca să nu mai umblu cu cabluri după mine, să trag cabluri după mine. O să mai trebuiască ochelari. Asta este vopseaua. 3-in-1 direct pe rugină de la Kyober am luat eu. Sunt mai multe și de la Protecta. Se mai numește o firmă și mai e încă o firmă pe care nu mai țin minte. Știu că 3 firme sunt care le poți găsi pe piață. Am ales pur și simplu pe asta, nu-i fac în cramă. A fost ofertă cu diluant. Și așa arată. Asta era parcă 2 litri jumate. Zice 25 de metri pătrați, dar după câte am înțeles, nu e chiar adevărat. Adică dacă vrei să dai ca lumea, nu o să-ți ajungă 25 de metri pătrați. Este undeva la 1,5 milioane cutia. Și am mai luat eu aici o mască de protecție pentru vapori, praf. Și masca de protecție împotriva vaporilor, împotriva prafului. Am zis să-mi iau una mai performantă pentru că o să mai trebuiască pe viitor, poate și la alte lucruri. Nice view here. E de muncă. Deci despre asta este vorba. Aici am țiglă și aici tablă. Și pentru că sunt atâtea balconașe aici sus, am acoperișul foarte complicat și nu e deloc, cred că, ușor de stat pe el. Acum urmează să mă leg și să mă apuc de treabă, pentru că mai e puțin și să face noapte, doar o să probez să văd cum stă treaba și mâine să pot să intru direct în plin. Deja să fiu familiarizat cu ce am de făcut. Doamne ajută!
și scaun. În cele din urmă am fost nevoit să iau un flex cu cablu pentru că cel cu baterie mă ținea prea puțin, bateria ținea prea puțin și nu puteam să fac treabă cu el chiar dacă aveam două baterii. Am ales să iau un flex mic care nu are multă putere și pe care pot să-l țin într-o mână ca să fie mult mai ușor și să nu fie periculos pentru mine. Dacă panta casei nu este mare și poți să stai doar în sfoară, poți să stai lejer în picioare pe casă, cred că se poate folosi și un flex mai mare ca să poți să-l ții cu amândouă mâinile. Dar în caz de panta casei este mare, eu am preferat cu o mână să mă țin de ceva, de sfoară sau de casă, și cu o mână să lucrez. Așa m-am simțit eu cel mai în siguranță. Pentru că mi-a fost teamă să cobor pe balcoane și să le curăț doar ținându-mă de sfoară, am ales să leg flexul de un prelungitor improvizat, un prelungitor de lemn. L-am legat bine cu niște bride și așa am curățat cu el balcoanele, sau o mare parte din balcoane, pentru că în cele din urmă mi-am făcut curaj, o să vedeți, și am coborât pe balcoane cu o sfoară, o altă sfoară mai profesională, prindere specială. Așa cum am spus, am decis să-mi iau un echipament nou în care să mă simt în siguranță, pentru că cu cel improvizat nu mă simțeam în siguranță și este vorba de viața mea, așa că se merită să facem o investiție bună. Mi-am luat o sfoară sau o coardă de poziționare cu un sistem de reglare a lungimii, ceea ce m-a ajutat foarte mult pentru că asta îmi dădea bătăi de cap cu improvizația mea de dinainte. Acel sistem de reglare a lungimii te ajuta să cobori la ce înălțime vrei tu apăsând pe acea clapetă, iar când îi dădeai drumul și puteai să stai în ea pentru că se bloca singură, și m-a ajutat foarte mult. De asemenea, mi-am luat și o centură tip ham care se prinde inclusiv printre picioare, astfel m-am simțit 100% în siguranță, puteam să stau în sfoară și în ham ca pe scaun. De asemenea, sfoara pe lângă sistemul de blocare a venit și cu o carabinieră foarte bună, deci este un echipament profesional, cel puțin coarda. Hamul este, pot să spun, la de nivel mediu. Hamul a venit cu prinderea în spate, dar eu l-am întors cu spatele în față ca să mă pot prinde din față, pentru că așa îmi venea mie bine. Încă un minus, nu se putea ajusta chiar bine pe mărimea mea, stătea puțin larg pe mine, dar și-a făcut treaba cu brio. Pe cât de greu și periculos mi s-a părut la început, pe atât de ușor mi s-a părut pe parcurs odată ce m-am obișnuit. Chiar la început mi-am pus și o a doua sfoară de siguranță, ca să fiu sigur că nu pățesc ceva, dar în cele din urmă am renunțat la ea pentru că simțeam că mai mult mă încurcă și având prea multe sfori, prea multe lucruri pe mine și pe lângă mine, s-ar putea mai rău să mă încurce decât să mă ajute. După ce am terminat de curățat tabla, eram plin de praf din acela de rugină. Nu știu dacă o să se vadă în acest videoclip, dar s-a dus și ziua de astăzi. Vă spun că în duș se cunoștea. După ce am terminat tabla de curățat, mi-am adus o găleată cu un mop și benzină.
ca să degresez tabla înainte de a o vopsi. Am curățat-o frumos, mi s-a părut o idee bună să fac cu mopul, mi s-a părut că ar fi cel mai rapid și eficient. Da, știu că sunt cârcălit pe mâini și pe pistol, dar a fost prima încercare. Dacă vă întrebați de ce nu por mănuși, este pentru că nu mi-a plăcut și nu m-am simțit confortabil cu ele. Am simțit că mâna goală aderă mult mai bine la suprafețele de care am nevoie să mă țin și să mă simt în siguranță. Pe toată suprafața vopsită mi-au intrat 8 cutii de vopsea de 2 litri jumate, în care am adăugat și diluantul. Toată treaba asta mi-a luat undeva la 2000 de lei. Asta fără mâna mea de lucru pe care n-o mai punem. Dar aici am inclus și hamul pe care l-am achiziționat, la fel și sfoara cu sistemul de blocare, diluantul, masca și alte accesorii pe care le-am luat și de care am avut nevoie pe parcursul acestei munci. Am ales să vopsesc tabla ca să mai amân schimbarea acoperișului pentru câțiva ani, asta în primul rând, iar în al doilea rând să arate și bine, să fie mai estetic. Cred că a ieșit o treabă destul de bună, având în vedere că am terminat cu bine, nu am pățit nimic. Sper că acest videoclip să vă inspire și pe voi și dacă doriți să mai vedeți astfel de videoclipuri, nu uitați să lăsați un comentariu, să vă spuneți cum vi s-a părut, să dați un share și până data viitoare vă las cu bine. Ciao, ciao! Aici a fost Zona Gospodarilor.